primăvara începe să-și facă tot mai mult simțită prezența, așa că angajații Serviciului Gospodărire Urbană Ploiești au demarat plantările de primăvară, în special în zona centrală, în nord și vest. Vom planta într-o primă etapă flori bienale, precum paseluțele și năstureii și, bineînțeles, o parte din perene, rudbechia și galardia. În total, pe spațiile verzi din municipiul Ploiești vor fi plantate în această primă etapă în jur de 40.000-50.000 de plantuțe. Cât despre prețurile florilor, acestea nu diferă foarte mult față de cele de anul trecut. Prețurile depind de caracteristicile plantei, cum ar fi dimensiunea acesteia. De asemenea, vă pot spune că pentru paseluțele de pe rabatele din fața Palatului Administrativ se poate spune că este 1,60 lei per plantă. În total, până la sfârșitul anului, vor fi plantate aproximativ 600.000 de plante.